începe viața. Iar a rămas în urmă. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Ai dat prea mult de mâini. Da. Așa se întâmplă. E bine, bună dimineața și bine v-ați trezit cu Antenața. Ei, este miercuri, o nouă emisiune, o emisiune plină, nu? Și avem și vreme frumoasă astăzi. În sfârșit. Da, sper să nu ne surprindă. Și când o să ne țină? După calculele mele, cam până duminică. Da, vom vedea. După aia iar ploi? Da. Oh. Bine, dar ne bucurăm de soare, măcar zilele astea. E bine, dar astăzi ne surprind, ați văzut pe mine, mereu mă surprinde vremea. Da, bună asta. Ana, bineînțeles, ne-a pregătit și zodiacul astăzi, ca de fiecare dată, ne aduce și mondenitățile, iar noi vă aducem la rubrica Dale noastre, noutățile din ziare, bineînțeles. Ce mai avem astăzi? Semnificația zilei avem? De două ori, o dublă. O dublă epigramă, vreau să zic. Da, este mai mare epigrama, pentru că ieri nu am avut. 8-a lui iunie se numește. Eu nu vreau să fiu primul la femeie, nici ultimul nu aș vrea să mă știu. Să ajung la o extremă, mort sau viu, nu mi-am propus să îi devin o cheie. De multe ori se naște o idee, din când în când, când port câte un chipiu. Eu nu vreau să fiu primul la femeie, nici ultimul nu aș vrea să mă știu. Așa că cel mai bine e să scriu, nedumerirea astfel să se încheie și gelozia în gândul meu să pieie, eu singur și la una vreau să fiu. Că nu vreau să fiu primul la femeie, nici ultimul nu aș vrea să mă știu. Da, frumos, frumos, îi mulțumim domnului Constantin Mândruță pentru și 7-a lui iunie. Ah, o aveam nu și special de ieri. Da. Ce mai ce-am spus? Da, nu, că el e în urmă un pic cu ceasul astăzi. Da. E în urmă. Până îți drești tu vocea, uite, o să citesc eu CEZ-ul, informațiile de la CEZ. Astăzi CEZ-ul întrerupe energia electrică între orele 9-16 la Rucăr și Dâmbovicioara integral și între 10 și 18 la Vedea. Da. Iar acum ne citește Costi epigrama. 7 lui iunie, adică cea de ieri. Din când în când, dacă ai să faci câte ceva ca să rămână în urma ta, din a ta mână, tu Domnului ai să-i placi. Mai bine să o iei la dragi și lenea nu-ți va fi stăpână. Din când în când, dacă ai să faci câte ceva, ceva să rămână, ce să rămână. Până la sfârșit tu ai să vină, tu, cu ce ai făcut să nu te împaci, așa cum și altceva îmbraci, cu mintea, cu fapte mintea ta se îngână. Din când în când, dacă ai să faci câte ceva ca să rămână. Firar să fie, m-am încurcat. Da, domnul Constantin Mândruță este foarte mișto ce ne-a trimis astăzi, dar m-am încurcat eu. Da. Și trebuie să mai facem un anunț. Vrei să-l faci tu? Dacă trebuie, îl fac. Hai, îl facem amândoi. Citesc eu jumate, tu jumate. Așa e, corect. Da. Joi 9-6-2016, adică mâine, și vineri 10-6-2016, la ora 16, mare atenție, Asociația Călușăreii din Stolnici, Primăria Comunei Stolnici, Consiliul Local Stolnici, în parteneria cu Consiliul Județean Argeș, sunt onorat să vă invite la cea de-a 28-a ediție a Festivalului Călușul Argeșan. Uite, citește tu un pic din program, dacă vrei. Oh, da. Ansamblul Florica din Comuna Bârla, Județul Argeș, Ansamblul Mugurelul din orașul Costești, Județul Argeș, Formația de Călușari Rie Martin din Comuna Colonești, din Județul Olt, Formația de Călușari din Comuna Sârbii Măgura, Județul Olt, Formația de Călușari din Comuna Optaș, Județul Olt, din Comuna Hârsești, Județul Argeș, din Comuna Lunca Corbului, Județul Argeș și Formația de Călușari din Comuna Stolnici, Județul Argeș, patronată de Asociația Călușăreii Stolnici și Primăria Comunei Stolnici. E rândul tău. Da, deci nu uitați, mâine și vineri de la ora 16 la Stolnici, cea de-a 28-a ediție a Festivalului Călușul Argeșan.
O să fie un mare, mare spectacol acolo. Așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, este deja o tradiție pentru Comuna Stolni să organizeze acest eveniment. Da, multe informații în această dimineață. Mai avem vreme cu Ana și, bineînțeles, avem și semnificația zilei cu Roxana. Da, dragă, ți-a uitat, las pixul, Doamne! Păi m-am gândit la tine să nu le scapă jos, că ai prea multe mână. Îmi pleci întotdeauna, pleci așa cu brațul plin. Da, mă duc la promptar. Rămâneți cu semnificația, Roxana, imediat, și vremea, ca să știți cum să vă îmbrăcați și cum să plecați în această dimineață de acasă. Pa! Astăzi este Ziua Mondială a Oceanelor. În anul 1838, la Colegiul Sfântul Sava, a fost deschisă prima bibliotecă publică din București. În 1897, cinematograful Lumière a prezentat primele trei subiecte de actualități românești, filmate la 10 mai 1897 de către operatorul Paul Menu, din inițiativa ziarului L'Independence Roman. La data de 8 iunie 1922, la Belgrad, are loc nunta principelui Alexandru al Iugoslaviei cu principesa Maria de România. Totodată se desfășoară primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României. Partida Iugoslavia-România se termină cu scorul de 1-2. În anul 1930, Parlamentul proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. În 1995 a fost lansată naveta Discovery, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord. În anul 2004, pentru prima dată după 1882, s-a produs un fenomen astronomic deosebit. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui între orele 5:20 și 11:24, ora Londrei, fenomen observat de peste 3/4 din populația Terei. Aceasta a fost semnificația zilei de astăzi și, bineînțeles, îmi spune Ana cum trebuie să ne îmbrăcăm astăzi, pentru că este un aspect foarte important. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, cel mult moderat, iar în termometre se adună în jur de 22 de grade până după amiază. Astăzi în Câmpul Lung se înregistrează o temperatură maximă de 16 grade Celsius. În Curtea de Argeș maximele ajung până la 18 grade. În Pitești și Ștefănești se înregistrează o temperatură maximă de 20 de grade Celsius. În Mioveni se înregistrează o temperatură maximă de 19 grade Celsius. 19 grade se înregistrează astăzi și în Topoloveni, iar în Costești mercurul din termometru urcă până la 21 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, acum urmează revista presei. Antenața! Și am revenit cu dale noastre, bineînțeles, astăzi alături de noi se află Topul, Argeșul, Curierul Zilei și Jurnalul de Argeș și, bineînțeles, Curier Medical, care astăzi a apărut. Pe prima pagina ziarului Top, titlurile sunt următoarele: diversitate în Consiliul Local. PSD va avea majoritatea în Consiliul Local Pitești. Componența acestuia este una diversificată, din el făcând parte polițiști, medici, profesori, jurnaliști, ba chiar și un fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni la fotbal. Aflăm mai multe detalii mai târziu. Contestația lui Tudor Pendiuc a fost respinsă. Ion Georgescu și Argentina Culcuș se duelează pe Facebook. Narcis Sofianu este dezamăgit de atitudinea anumitor colegi de partid și Benone Lazar a fost implicat într-un scandal în trafic. Argeșul pe prima pagină, rezultatele finale ale alegerilor locale. Pentru Consiliul Județean, PSD a obținut 130.000 de voturi, 51,49%, adică PNL 55.600 de voturi, adică 21,96%, ALDE 21.090 de voturi, adică 8,31%, PMP 15.300 de voturi, adică 6,04%, PAM 14.000 de voturi, 5,57%. Pentru consiliile locale, tot PSD a primit cele mai multe voturi, adică peste 100.000, 49,23%, PNL 23,42%, ALDE 7,45%, PAM 6,8%, PMP 4,80%. PSD a obținut 74 de mandate de primar, adică 108.775 de voturi, 51,15%, PNL 24 de mandate, adică 26,02%, ALDE
6,11 și PMP 4,01, câte un mandat de primar. Mai citim din Argeșul. Noi consilier local din Pitești și contestația lui Tudor Pendiuc a fost respinsă. Știți că ieri Tudor Pendiuc a făcut contestație nemulțumit de rezultatul alegerilor. Ei bine, biroul electoral de circumscripție Pitești a decis să respingă această contestație. Au fost mult mai multe contestații, vreo 4 numai la Pitești și vreo 7 la județ, dacă nu mă înșel. Și Curierul Zilei, Benone și-a făcut dreptate cu pumnul, este materialul de deschidere al colegilor de la Curierul. Pendiuc nu renunță la luptă, biroul electoral de circumscripție Pitești a decis să respingă contestația lui Tudor Pendiuc de renumărare a voturilor. Biroul electoral de circumscripție a venit în cursul după amiezii de ieri cu motivarea deciziei. Pe de altă parte, Pendiuc a mai depus o contestație pentru renumărarea voturilor nule. Bineînțeles, colegii de la Curierul ne spun că vor reveni cu informații referitoare la decizia lor și în, ultima, și în această ultimă cauză. 900 de lei este biletul la România-Franța. Mai citim din Curierul Zilei, ștrandurile pustii din cauza frigului. În ciuda datei din calendar, vara întârzie să sosească la ștrandurile publice, iar nicio persoană nu s-a scăldat la vreunul dintre cele trei aparținând primăriei Pitești. Și ciobanii argeșeni au protestat în capitală. Da, astăzi a apărut și Jurnalul de Argeș și, așa cum vă spunea și Roxana, și pe prima pagină a Jurnalului de Argeș și este așa materialul de deschidere. Structura centrală anticorupție confirmă începerea urmăririi penale în REM, dosar la DNA cu fântâna muzicală a lui Pendiuc. Fântâna a costat 1 milion de euro, în vreme ce la Craiova au făcut-o cu doar 300.000 de euro. Primarul Tudor Pendiuc spunea că în 2008 că fântâna cântătoare va favoriza creșterea calității aerului în acea zonă. Mai citim din Jurnalul de Argeș, generalul Tudor Soiu l-a cadorisit pe garding cu o gradație de merit. În al preasfinția sa Calinic ne-a acordat interviul pe care ni l-a promis înainte de operația la inimă. Eu l-am sfătuit pe regele Mihai ca la vremea rânduită să odihnească într-o catedrală nouă. Și moștenitorii s-au sucit, nu vor adjudecarea licitației pentru Vila Florica. Mistirliu și Brânzea speră ca noul CJ, rezultat din alegeri, să-și exercite dreptul de preemțiune și să plătească 2,4 milioane de euro. Da, și primul interviu cu noul primar al Piteștiului în exclusivitate, iată, Cornel Ionică spune așa: am pierdut foarte multe voturi din cauza confuziei cu domnul Pendiuc. În pagina 5, poate vă citim și noi dacă avem timp astăzi despre ce spune domnul Cornel Ionică, noul primar al Piteștiului. Dar începem cu top. Sub pagina 3 se cunoaște componența noului Consiliu Local Pitești. PSD deține majoritatea. Așa cum vă anunțam de ieri, PSD va deține majoritatea în noul Consiliu Local. Astfel, PSD va avea 12 mandate de consilier local la Pitești, în timp ce PNL și ALDE vor deține câte 4 posturi de consilier locali, 2 vor merge la PMP și unul singur către un candidat independent, acesta fiind Dănuț Dinu. Componența noului Consiliu Local este una extrem de interesantă din punct de vedere al meseriilor, asta pentru că acolo avem medici, polițiști, avocați, profesori, jurnaliști, ba chiar și un fost mare fotbalist și nu unul oarecare, ci unul care a reușit să atingă Cupa Campionilor Europeni. Iată cu ce vine fiecare partid în Consiliul Local Pitești pentru următorii 4 ani. Din partea PSD, Cristian Gentea, Cătălin Costescu, Tatiana Preduț, Sorin Apostolnicianu, Dumitru Tudosoiu, Laurențiu Zidaru, Marin Preda, Marian Neacșu, Radu Bănică, Ion Matei, Ionuț Popescu și Daniel Janță. PNL, Narcis Stofianu, Gheorghe Duțulescu, Florin Gardin și Alexandrina Stanciu. Din partea ALDE, Daniel Florea, Robert Tudorache, Eduard Molova și Ionuț Zidaru. Din partea PMP, Mihai Alexandrescu, Ilie Bărbulescu și independentul este Dănuț Dinu. Da, și așa cum spun și colegii de la Argeșul, în pagina 4, este vremea analizelor după aceste alegeri. Ion Georgescu este performerul de la orașe. PSD s-a impus din nou în Argeș de o manieră categorică. Iar orașele Curtea de Argeș, Câmpul Mușcel și Ștefănești au redevenit fiefuri ale socialdemocraților.
PNL continuă să fie a doua forță politică din județ, dar la toamnă va avea probabil emoții la alegerile parlamentare, în condițiile în care scorul obținut acum nu este mulțumitor. Partide cu tradiție precum PNCCD sau PRM își consfințesc declinul în care au intrat de ani buni, iar UNEPR și-a arătat limitele. Pe de altă parte, unii primari au obținut rezultate foarte bune la alegeri, iar performerul este Ion Georgescu de la Mioveni, referindu-ne strict la mediul urban. Cea mai strânsă luptă a fost la Pitești, conform rezultatelor contestate de primarul Tudor Pendiuc. Diferența dintre primul clasat, Cornel Ionică, și edilul încă în funcție este foarte mică. Iată cum arată podiumul alegerilor în Pitești, unde au fost 10 candidați. Locul 1, Cornel Ionică, cu 24,65%. Locul 2, Tudor Pendiuc, independent, cu 23,88%. Locul 3, Andrei Gerea, de la ALDE, cu 14,1%. O mare surpriză a fost alegerea în funcția de primar la Ștefănești, a Ioanei Jenica Dumitru, care a schimbat tabăra trecând de la UNEPR la PSD. Alegere inspirată a deputatei care va renunța la mandat pentru a se apuca de treabă la Ștefănești. Și la Câmpul Mușcel și Curtea de Argeș, PSD s-a impus, pierzând doar la Costești. De Mioveni nu mai vorbim, este clar că PSD domină categoric orașul constructorilor de automobile. Iată cum arată podiumul în celelalte orașe ale județului. La Câmpul Mușcel, Liviu Țiroiu de la PSD, 45,36%, Bogdan David de la PNL, 26,34%, Sergiu Cicu de la ALDE, 7,4%. Curtea de Argeș, pe locul întâi a fost Constantin Panțurescu de la PSD, cu 37,59%, pe locul 2 Cristian Mitrofan de la PNL, cu 20,6%, și pe locul 3 Nicolae Diaconu de la PAM, 15,88%. Și citiți dumneavoastră și la Costej, la Mioveni, la Ștefănești, la Topoloveni. Haideți mai citim și la Mioveni, că tot vorbeam de el. Ion Georgescu, PSD, 78,25%. Costel Francescu de la PNL a luat 8,28%. Și Argentina Culcuș de la PAM a luat 5,02%. Da, o diferență extraordinar de mare la Mioveni între Ion Georgescu și următorul clasat de la PNL, adică de la 78% până la 8%. Da. Contestația lui Tudor Pendiuc a fost respinsă, ne dau mai multe detalii colegii de la Top în pagina 3. Cornel Ionică este primar cu acte în regulă. Luni seară, Tudor Pendiuc a depus o contestație la biroul electoral local, cerând o renumărare a voturilor. Numai că membrii biroului electoral local s-au întâlnit ieri dimineață și au respins această cerere, și nu doar pe a lui Pendiuc, ci și cererea formulată de către reprezentanții partidului pentru Argeș și Mușcel. Motivația pentru respingerea cererii depuse de Tudor Pendiuc a fost aceea că această solicitare este ilegală, pentru că acest proces de renumărare a voturilor nu se poate face de către biroul electoral local, cât despre cererea partidelor s-a ajuns la concluzia că nu se poate formula o asemenea cerere atâta timp cât fiecare partid a avut câte un membru în comisia secțiilor de votare și aceștia nu au semnalat nicio neregularitate. Bineînțeles, vom afla mai multe detalii probabil în zilele următoare. Da, să vă spunem ceva și legat de Consiliul Județean. Ne spun și nouă colegii de la Argeșul în pagina 5. Dan Manu se pregătește pentru șefia Consiliului Județean. Consilierul județean Dan Manu, director al Serviciului de Medicină Legală Argeș, se pregătește să-l înlocuiască pe Florin Tecău la șefia Consiliului Județean. Dan Manu este propus de PSD pentru această funcție în condițiile în care președintele este ales de consilieri. Manu va trebui să se suspende din funcția de la medicină legală, dar va putea profesa în continuare în calitate de cadru didactic. Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, PSD mai are și varianta Ion Mânzână, însă se pare că acesta va fi preferat ca vicepreședinte și va face echipă cu Dorin Mărășoiu. Dan Manu deține 4500 de metri pătrați de teren intravilan și peste 2 hectare de teren agricol, are două case, una de 300 de metri pătrați la Ștefănești, iar alta de 200 de metri pătrați în Dâmbovița. Doctorul poate fi văzut la volanul unui autoturism Toyota, nu a reușit să economisească niciun leu și nu are nici datorii. Veniturile anuale ale familiei depășesc 1,9 miliarde de lei vechi. Doar din activitatea de medic șef la Serviciul de Medicină Legală, Dan Manu bagă lunar în buzunar peste 110 milioane de lei vechi. Da, și există posibilitatea, chiar dacă, iată, colegii de la Argeșul spun că va fi Dorin Mărășoiu vicepreședinte și Ion Mânzână,
Există posibilitatea însă ca unul dintre vicepreședinți să fie de la ALDE. Am înțeles că sunt negocieri între ALDE și PSD. Vedem ce se va întâmpla în următoarele zile. Cadrele didactice premiate la Mioveni, top pagina 2. Astăzi, de la ora 15 la Mioveni, va avea loc o festivitate în cadrul căreia cadrele didactice vor fi răsplătite cu prilejul Zilei Învățătorului. Evenimentul va cuprinde o serie de manifestări culturale, o lansare de carte, dar și decernarea de diplome de excelență unor cadre didactice drept mulțumire pentru activitatea lor educațională. Proiectul Ziua Învățătorului este realizat de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, fiindcă în acest an Ziua Învățătorului a coincis cu Ziua Votului, autoritățile locale din Mioveni au decis să acorde acestei zile importanța care îi se cuvine, festivitatea fiind organizată astăzi. Și rămânem tot la Mioveni. Mâine, 9 iunie, Ziua Eroilor va fi comemorată la Mioveni. Vor avea loc slujbe de pomenire, de punere de coroane de flori și scurte programe artistice oferite de elevi de la școlile și liceele din Mioveni, Racovița și Colibaș. Și ediția a 14-a Festivalului de Teatru Ludicus, tot la Mioveni. Festivalul de teatru Ludicus, care a devenit o manifestare cu tradiție națională, a ajuns la cea de-a 14-a ediție. Festivalul se va desfășura în perioada 7-9 octombrie în sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni, fiind organizat de către Consiliul Local Mioveni, a Primăriei Mioveni și a Centrului Cultural Mioveni. Festivalul se desfășoară în regim de concurs și se adresează tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Bineînțeles, avem aici mai multe categorii, reguli, bineînțeles, premiile festivalului, le aflați pe toate din top. Da, m-ai luat pe nepregătite. Iartă-mă! Din Curierul Zilei aflăm că, bine, în afară de faptul că Bernone și-a făcut dreptate cu pumnul, este vorba de patronul unei mari, mari firme de transport internațional. Mai aflăm și că 900 de lei costă biletul la România-Franța. Deși mai sunt doar 3 zile până la meciul de debut al campionatului european de fotbal, în ziare mai se găsesc anunțuri cu vânzare de bilete la partida Franța-România. Ieri am sunat la unul din aceste numere, luat din Curierul Zilei, rubrica anunțuri, vânzări, și ne-am interesat cât costă un astfel de bilet. Persoana care îl deține ne-a spus că a dat pe el 195 de euro și îl vinde cu aceea sumă, echivalentul la 900 de lei. Biletul este de categoria a treia, iar locul este situat în peluză, undeva la jumătate. Așadar, dacă mai vreți să prindeți un bilet la Franța-România, grăbiți-vă, anunțul îl găsiți în ziarul nostru. Da. Da. Iată că un mare patron al unei firme internaționale de transport a fost implicat într-un scandal. Benone și-a făcut dreptate cu pumnul, scriu colegii de la Curierul Zilei. Un scandal a avut loc ieri după amiază în fața firmei de transporturi din Bascov, protagonistul altercației, nimeni altul decât unul dintre patroni, Benone Lazar. Omul de afaceri s-a supărat pe un șofer și după un schimb dur de replici și-a instigat paznicii să-l lovească pe acesta. Ieri după amiază, Benone Lazar se afla la volanul limuzinei lui pe strada Serelor din Bascov, a vrut să intre în curtea societății sale, însă nu a putut trece, fiindu-i blocată calea de un Volkswagen Golf al cărui șofer, un tânăr în vârstă de 24 de ani, voia să iasă din parcare. Afaceristul s-a enervat și s-a luat la ceartă cu șoferul, un angajat al unei firme. Tânărul de la volan i-a dat câteva replici acide, lucru ce l-a scos din fire pe Benone Lazar. Se spune că acesta a intrat în curte și și-a chemat agenții de pază. Angajații au spart geamul mașinii și l-au bătut pe tânărul șofer. În zona au fost chemați polițiștii, fiind întocmit un dosar penal pentru loviri și alte violențe și distrugere. Deocamdată se fac cercetări pentru faptă, urmând ca în cursul anchetei să se stabilească cine l-a lovit pe conducătorul auto. Acesta a susținut în fața oamenilor legii că și patronul de la Lazar, de la compania respectivă, l-ar fi agresat, urmând să-și dovedească afirmațiile. Da, interesant. Sunt niște camere de supraveghere, dacă mă înșel pe acolo. Poate că ar fi bine să se uite pe acele camere de supraveghere. Ori cumpărați dumneavoastră astăzi Jurnalul de Argeș și citiți acel interviu în exclusivitate cu domnul Cornel Ionică, noul primar al municipiului Pitești, ori ne așteptați pe noi până mâine dimineață. Vă citim noi mâine dimineață. Haideți să vă citesc așa decât puțin din jurnalul ce spune domnul Cornel Ionică, noul primar al municipiului Pitești. Nu te plictisi, măi, Roxana, imediat. Haideți să vedem o întrebare așa mai interesantă. Ați avut emoții mari, nu? Cum explicați cele 3.000 de voturi anulate? Au fost mai multe comentarii în acest sens. Nu pot să comentez foarte mult pe această temă. Cert e că niciun partid nu și-ar dori,
nu și-a dorit să fraudeze, să facă nereguli în secțiile de vot. Au fost niște proceduri, se pare că au fost mai mult chestiuni de interpretare legate de voturile anulate. Da. Mă rog, vă citim multe mai mâine. În emisiunea de mai mâine. Mâine? Da. Așa că acum avem mondelități cu Ana, avem zodia cu Ana, deci trebuie neapărat să aflați ce vă spun astrele, nu? Normal. Da, și la mondelități despre cine mai Ana? Să vorbim despre Bianca Drăgușan, despre Alexandra Stan. Băi, dar de Bianca Drăgușan, uite, n-am mai auzit nimic de Bianca Drăgușan. Este însărcinată Bianca Drăgușanu, da? Știai? Ei, știai? De unde? Nu știai? Ne-ai spus tu până acum? Eu numai la noi l-am întâlnit. Și Andreea Bălan este însărcinată. Da, de Andreea Bălan știam, dar parcă a dat ceva, nu știu, cred că a fost ceva în aer anul ăsta. Că... Da, să știi, anul ăsta și anul trecut foarte mulți copii vedetă. S-au însărcinat foarte multe. Așa este. Da, da. Hai să ne spun, Ana, mai multe detalii chiar acum la mondenități. Da. Începem cu decizia fermă a Biancăi Drăgușanu de când a rămas însărcinată. Roșcata vrea să scape de trecut. Bianca Drăgușanu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Însărcinată în 5 luni, ea așteaptă cu nerăbdare să aducă pe lume primul ei copil și e decisă să lase tot trecutul în urmă. De când a rămas însărcinată, Bianca Drăgușanu și-a schimbat constant numărul de telefon pentru a nu mai fi deranjată de anumite persoane din trecutul ei. Cel care a făcut aceste dezvăluiri este Răzvan Botezatu, bun prieten cu Roșcata. Acesta nu a precizat însă și care sunt aceste persoane sau dacă vreun fost iubit de-al Biancăi se numără printre ele. Și Alexandra Stan îl vrea în pușcărie pe Marcel Prodan, nu e nimic de negociat. Au trecut 3 ani de când Alexandra Stan a apărut plină de vânătăi în fața camerelor de luat vederi și a afirmat public că a fost bătută de impresarul ei, Marcel Prodan. Cântăreața își caută de atunci dreptatea în instanță și le cere judecătorilor o pedeapsă mai mare pentru cel care a desfigurat-o. La ultima sentință, Marcel Prodan a primit 7 luni de închisoare cu suspendare și obligația de a-i plăti artistei despăgubiri în valoare de 193 de euro, reprezentând îngrijiri medicale și daune morale în valoare de 10.000 de euro. Nemulțumită de această decizie, Alexandra Stan va face apel. Și Papadopol a acceptat cu greu stilul de viață al soției. Alexandru Papadopol și Ioana Ghinghină s-au îndrăgostit pe platourile de filmare și de ani buni formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cu toate acestea, actorul s-a adaptat cu greu la schimbările impuse indirect de consoarta lui. Preocupată de felul în care arată și de sănătate, Ioana Ghinghină este adepta unei alimentații sănătoase. Așa că a testat pe propria piele până a văzut ce îi se potrivește și ce nu. Actrița nu concepe să nu și înceapă ziua cu o porție zdravănă de energie, ritual pe care l-a adoptat de ani buni. Numai că ideile ei nu au fost primite cu inimă deschisă de Alexandru Papadopol, care, surprinzător, nu numai că le-a acceptat treptat, dar a ajuns să le pună și în practică. Foarte frumos! Mulțumim, Ana, pentru mondenități! Bineînțeles, acum suntem foarte curioși și eu mereu sunt curioasă să văd ce îmi spui la leu. Dar și celelalte zodii sunt importante, nu? E bine, avem ceva aparte de bucurie, noroc? Eu zic că da. E bine, să urmărim pe Ana cu zodiacul pentru astăzi. Antenața! Astăzi ar putea să simțiți dorința să vă apucați de lucru pe lângă casă. Nu ezitați, mai ales dacă este vorba de munci pe care le-ați tot amânat. Berbec, dimineața este posibil să fiți nevoiți să faceți un drum neplanificat. Deși întâmpinați mai multe obstacole, vă descurcați foarte bine. Relațiile sentimentale s-ar putea să fie puțin tensionate. Taur, aveți ocazia să plecați într-o excursie cu prietenii. Vă simțiți plin de energie și cei din jur vă apreciază ideile. Încercați să profitați de orice ocazie de a vă relaxa. Nu este cazul să vă gândiți la cheltuieli. Gemeni, s-ar putea ca pregătirile pentru plecarea într-o călătorie să tensioneze atmosfera din familie. O rudă apropiată v-ar putea indispune, totuși, mai târziu, sfaturile sale s-ar putea dovedi utile. Rac, dimineața s-ar putea să primiți o veste bună în legătură cu niște bani pe care trebuie să-i primiți de la serviciu, spre bucuria partenerului de viață. Puteți să vă faceți planuri de viitor și să vă întâlniți cu prietenii. Leu, astăzi sunt șanse să culegeți roadele unei colaborări. După amiază nu este exclus să apară tensiuni în relațiile sentimentale. Un prieten v-ar putea ajuta să depășiți acest moment.
fecioară după o perioadă nu tocmai favorabilă pe plan sentimental, astăzi norocul ar putea să vă zâmbească. Aveți ocazia să faceți cunoștință cu o persoană. Nu este exclus să devină o relație de durată. Balanță, se pare că sunteți nemulțumiți din cauza unor dificultăți financiare. Pe plan intelectual sunteți într-o formă deosebită. Vă sătuim să profitați și să vă dedicați studiului sau proiectelor de viitor. Scorpion, se întrevede o zi încărcată cu multe probleme de rezolvat. Vă sătuim să vă planificați cât mai bine ca să nu vă irosiți energia. Chiar dacă aveți spor, nu refuzați ajutorul prietenilor. Săgetător, sunteți foarte bine dispus, iar relațiile cu anturajul decurg fără probleme. Singurul lucru care nu vă mulțumește pe deplin este situația financiară. Puteți avea succes în toate activitățile legate de cămin, dar și în societate. Capricorn, sunteți foarte creativ și puteți avea succes în afaceri. Planurile pe care le faceți azi se pot concretiza în scurt timp și vă pot aduce satisfacții financiare. Vă sfătuim să nu treceți cu vederea problemele partenerului de viață. Vărsător, astăzi aveți un farmec deosebit care vă deschide toate ușile. Puteți să vă ocupați de afaceri și să vă faceți investiții pentru cămin. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu cu membrii familiei. Și pești, aveți ocazia să începeți o activitate care vă va aduce mari satisfacții profesionale și financiare. La locul de muncă munciți într-un ritm alert spre nemulțumirea colegilor. Ei bine, acesta a fost oroscopul de astăzi, acum urmează o scurtă pauză de publicitate, dar rămâneți aproape pentru că revenim cu Musafir la matinal. Antenața! Antenața! Am revenit la matinal și am revenit cu Musafirul din această dimineață și în această dimineață alături de noi se află doamna Violeta Nedelcu, director Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Să rămână, doamnă, bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație. O să fac o mică rectificare. Comisar șef adjunct, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș. Da. Da, comisariatul are sediul central la Ploiești și acolo avem și un comisar șef. Da, s-a mutat și comisariatul la Ploiești. De ceva timp, eu trebuie să fac precizarea, însă generic. Suntem corect, aceiași. Da. Corect, și toată lumea știe de OPC, toată lumea știe exact, de... probabil cum se schimbă la noi, știți, că s-a mai schimbat și direcția de sanitar-veterinară în autoritate și după aia s-a reschimbat și, mă rog... Pe noi toată lumea ne știe sub denumirea de OPC, asta este clar. Corect, da. Corect. O să discutăm astăzi despre reclamațiile pe care le-ați mai primit dumneavoastră în ultima perioadă, dacă sunt ceva modificări în legislație și ce sfaturi le dăm oamenilor, având în vedere că iată se apropie sezonul cald și mi se pare destul de important să le spunem oamenilor cam ce ar trebui să facă, mai ales acum sau mai ales la temperaturile acelea ridicate care se anunță de fiecare dată la noi vara. În sezonul de vară. Da. Haideți cu reclamațiile, mă gândesc, nu? Reclamații, că întotdeauna avem destul de multe noi, undeva între 150 și 250 pe fiecare lună sunt. Ele variază ca și... avem o paletă de altfel, o paletă foarte largă de subiecte noi pe care o acoperim. Asta deja este știut de toată lumea, de la garanții pentru bunuri alimentare, nealimentare, de la etichetarea produselor alimentare, servicii bancare... paleta este foarte, foarte largă. Cele mai multe cam în ce... Cele mai multe reclamații sunt referitoare la bunurile nealimentare și garanțiile lor, la prestarea serviciilor, fie că sunt financiare, sunt în continuare într-un număr destul de mare, furnizarea de utilități, și vorbim de energie, gaze naturale, energie electrică, apă, canalizare, servicii de comunicație, telefonie, internet, televiziune. Acestea sunt, cu siguranță, cred că cu toate așa ca și grupă, bunurile nealimentare, să spun că sunt undeva la 30-40%, alte 30-40% ar fi serviciile și acolo un 10-15% altele, printre care un procent foarte, foarte mic referitoare la produsele alimentare și dintre acestea, marea lor majoritate sunt referitoare la promoție, etichetare. Aș vrea să fac însă încă o dată precizarea referitoare la siguranța produselor alimentare. Colegii noștri de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sunt cei care au principalele atribuții în acest domeniu. Noi suntem, ca să zic așa, ne raportăm la etichetare, iar în ceea ce privește siguranța alimentelor, maximum în care noi putem ajunge este la situația în care un produs alimentar are termenul de valabilitate depășit, caz în care așa zisa prezumție de conformitate dispare. Acesta este maximul până la care instituția noastră poate merge în acest sens, în această direcție. Mai departe, doar colegii noștri de la DSVSA sunt îndreptățiți să facă verificări.
mai sunt, mai sunt la noi reclamații și care le dăm mai departe către Direcția de Sănătate Publică. Foarte multă lume, noi ca instituție și de fapt toată lumea știe, cum ziceam și la început, avem o adresabilitate foarte mare. Oamenii știu de noi, protecția consumatorului este o denumire generică, tot cuprinzătoare, însă sunt competențe specifice pe care le acoperă alte instituții. Vă spun, inclusiv ni se adresează oameni referitor la servicii medicale, de stomatologie, referitor la calitatea acestora, despre care efectiv noi nu avem nici puterea să facem aprecieri, nici competențe. Și atunci înaintăm și noi către Colegiul Medicilor de Specialitate, după caz, către Direcția de Sănătate Publică, dacă e vorba de cabinete medicale unde se fac analize sau asemenea lucruri. Referitor la serviciile bancare, știu că dumneavoastră ați avut multe reclamații de-a lungul timpului și ați avut reclamații pe care chiar le-ați rezolvat în bine pentru clienți. Consumatori, da. exact. Acum, în ce stadiu vă aflați? Numărul lor este în continuare destul de mare, însă nu aș vrea să se înțeleagă că este la fel ca acum câțiva ani. Corect. Volumul mare de reclamații în acest sens a fost în urmă cu câțiva ani. După cum ați spus și dumneavoastră, se pare că și judecătorii au apreciat că noi am apreciat corect. Prin urmare, în marea majoritate a spețelor pe care le-am avut, ne-au dat dreptate, ca să zic așa, ceea ce a fost favorabil argeșenilor. Nu cred că exagerez, e vorba de sute de oameni care și-au luat, să zic, nu știu, poate mii de euro, franci, corect, înapoi. Este un lucru bun, ne-am făcut treaba cât de bine am putut. Știți cum e, întotdeauna e loc de mai bine. Dar anii 2009, 2010, 2011 au fost foarte, foarte încărcați pe subiectul acesta. Repet însă, și acum ponderea reclamațiilor referitoare la serviciile financiare este una considerabilă. În jur de 15-20% din totalul reclamațiilor care vin într-o lună, ceea ce nu este deloc de desconsiderat. Însă subiectele reclamațiilor s-au schimbat puțin. Asta vreau să vă întreb, dacă ar fi... Știe deja, cred că toată lumea, din 2010 avem o legislație mult mai aparte referitor la acordarea creditelor. Odată cu trecerea timpului, lucrurile s-au aliniat și sunt toate criteriile, inclusiv modificarea dobânzilor, costurile, sunt pe niște, să zic așa, un stabiliment mult mai clar. Lucrurile sunt mai puțin interpretabile, chiar în viitorul apropiat vom avea transpusă o directivă nouă, directiva 17 privind creditele ipotecare, care iarăși va fi specifică creditelor cu ipotecă și va aduce un grad de siguranță și de reglementare sporit pentru exact acest tip de credite, pe care noi le considerăm unele cu risc aparte, fiind vorba întotdeauna de o ipotecă. Corect, care de cele mai multe ori este referitoare la reședința, adică la locuința de zi cu zi, ca să zic așa. Ce ar trebui să știe oamenii în momentul în care descoperă, iată, să zicem, nu știu, o neregulă la un produs anume? Pentru că sunt foarte multe persoane care, exact cum spunea și dumneavoastră, apelează la instituțiile care nu sunt abilitate. De exemplu, foarte multe persoane vin la noi în loc de să se ducă la OPC. Ce trebuie să facă ei în momentul în care descoperă aceste nereguli și până la urmă cât trebuie să aștepte un răspuns din partea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor? Pentru că noi nu prea suntem răbdători, românii, nu știu dacă ați... Este adevărat. Și câteodată pe bune dreptate nu suntem răbdători, pentru că întotdeauna când reclamăm ceva avem o situație de disconfort, de nemulțumire. E firesc să... O să vă fac o paranteză, să știți că la noi nu vin niciodată oameni mulțumiți. Noi nu avem de face decât cu oameni nemulțumiți. Fie că sunt reclamanții care au o problemă, de aia vin la noi, fie că sunt operatori economici pe care îi controlăm, care mai mult sau mai puțin sunt mulțumiți sau fericiți de faptul că tocmai ce au fost controlați. Prin urmare, avem experiență în domeniul ăsta. Orice instituție publică are termen de răspuns de 30 de zile, care poate fi prelungit cu încă 15 cu acordul conducătorului instituției. Deci aș spune că termenul maxim este de 45 de zile. Însă, de regulă, ne raportăm la termenul de 30 de zile. Aici vorbim la soluționarea petițiilor. Avem în acest sens ordonanță 27 pe care o aplică absolut toate instituțiile care lucrează cu petiții, deci nu e vorba doar de protecția consumatorilor, că vorbim de protecția consumatorilor, de DSVSA, de DSP, de poliție, de oricine considerați, aceeași ordonanță, aceleași termene. Dacă vorbim de operatori economici însă, aș vrea să fac această precizare, pentru că deodată se creează confuzie cu termenul ăsta de 30 de zile și toată lumea consideră că este valabil pentru, inclusiv pentru instituții, pentru operatori economici. Nu este valabil, dar această ordonanță reglementează activitatea instituțiilor, petițiile în instituții, nu peste tot, da? Însă sunt foarte dese cazurile în care aceste termene sunt reglementate prin contracte, de exemplu la operatorii de comunicații. În contracte sunt precizate asemenea lucruri.
În situația instituțiilor financiare, pot să vă spun că există o precizare expresă în Ordonanța 50 ca atunci când se înregistrează o reclamație, termenul să fie de 30 de zile de răspuns. Dar, în general, în restul situațiilor, termenul nu este reglementat. V-aș mai face vorbire despre un termen care cred că e foarte important. Termenul de soluționare al unei, de remediere al unui produs în garanție este de 15 zile, este termenul maxim. 15 zile, atenție, mai spun unii lucrătoare, nu, calendaristice, 15 zile, punct. Acolo unde legea nu distinge, automat vom avea zile calendaristice și legea nu distinge. Deci avem în 15 zile de când am predat un produs, el trebuie să se întoarcă funcțional. Da? Este o chestiune foarte importantă. Iarăși aș face o paranteză, foarte multe persoane nu înțeleg că există la garanții și situația în care un produs se întoarce scos din garanție. În această situație nu mai intervine reparația. Dacă, de exemplu, avem un șoc mecanic, dacă avem un telefon mobil pe care îl ducem la reparat, iar el are ecranul spart, este un șoc mecanic, acea reparație nu va face obiectul garanției. Deci avem și noi responsabilitatea modalității în care utilizăm produsele. Această situație de foarte multe ori creează nemulțumiri, însă câteodată trebuie să ne gândim că, dat fiind volumul mare de produse care se vând în domeniul ăsta și dacă ne raportăm la numărul de reclamații, într-o anumită măsură, cred că un alt considerabil de mare, totuși lucrurile funcționează, pentru că volumul de produse de acest gen, de la telefoane, tablete, televizoare, frigidere, deci tot ce vă puteți închipui, este însă foarte mare. Iar numărul de reclamații totuși nu este atât de mare încât să considerăm că este o practică a operatorilor economici de a nu le repara. În această perioadă, controale jucării, am înțeles? Da, am avut controale referitoare la jucării în toată perioada anterioară datei de 1 iunie. Sunt așa zisele controale de sezon pe care noi ne le facem periodic. Știți, de altfel, toată lumea știe că când se apropie sărbătorile pascale ne concentrăm asupra acestor lucruri. Când vine Crăciunul asupra Care? Acestui lucru, este firesc să fie așa. Comerțul de acest produs se întețește în perioada aceea și atunci e firesc. Da, am avut controle referitoare la jucării, au fost date și destul de multe sancțiuni, este parte din treaba noastră, nu putem evita, ca să zic așa, nu neapărat că ne-ar face plăcere. Ce nereguli au fost cele mai descoperite? Cele mai des întâlnite sunt nereguli referitoare la lipsa de informațiilor, traducerii informațiilor de pe eticheta produselor. Poate suna puțin important, însă este foarte important, pentru că acolo vom avea inclusiv avertismente specifice, de genul celor nerecomandat copiilor sub 3 ani sau modalitatea, instrucțiunile de folosire, care sunt foarte importante, pentru că, de exemplu, este o situație pe care noi o cunoaștem foarte bine, e prevăzută explicit în legislația specifică. De exemplu, produsele cu părți mici, detașabile, Corect. Nu sunt recomandate niciodată copiilor foarte mici, sub 3 ani, pentru că există posibilitatea să le introducă în gură și se pot înghiți. Consecințele pot fi foarte grave. Evident, sunt cazuri excepționale, sunt niște estimări pe risc făcute, însă acestea trebuie evitate întotdeauna, mai ales când vorbim de copii foarte mici. Deci aceste instrucțiuni, aceste avertizări sunt foarte, foarte importante. Aceasta este printre cele mai des întâlnite abateri pe care am constatat-o, de altfel nu numai la acest control tematic referitor la jucării, ci cam la toate controlele tematice referitoare la jucării. Și volumul de produse este foarte mare, rulajul este permanent. Corect. pentru că urmează sezonul cald și pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, de-aia țin neapărat să le dăm oamenilor câteva sfaturi legate de iată temperaturile ridicate, despre ce trebuie să facă în următoarea perioadă. Da, urmează sezonul estival. E clar că și temperaturile vor urca, de fapt au și urcat într-o anumită măsură, Corect. Chiar dacă în zilele acestea avem o perioadă puțin mai ploioasă. Foarte important să respectăm condițiile de depozitare, mai ales cele referitoare la temperatură, dar nu numai. Ne uităm pe eticheta produsului. Pe eticheta produsului spune că produsul trebuie păstrat la maxim 5 grade, să fie maxim 5 grade. Cumpărăm pește de la super hipermarket, de la magazinul alimentar, nu staționăm cu el în mașină foarte mult timp, mergem foarte rapid cu el acasă și îl băgăm la congelator, mai ales dacă luăm un pește proaspăt. Perioada în care el se poate deteriora ca produs este foarte scurtă și atunci situația în sine va crea nemulțumiri sau poate chiar la ideea că poate l-a achiziționat așa, nu neapărat este adevărat, deci trebuie să fim și noi foarte atenți. Nu numai condițiile referitoare la temperatură, de exemplu la ceea ce înseamnă băuturi răcoritoare, ape minerale, și este valabil și pentru cei care reprezintă operatorii economici. Corect. Nu le depozităm la soare, niciodată. Le depozităm undeva în spații amenajate, umbroase, nu se depozitează în soare. Este iarăși un lucru foarte important, se trebuie respectate aceste lucruri.
Am spus-o întotdeauna, cred că și la dumneavoastră în platou de foarte multe ori, fiecare dintre noi ca și consumator nu cumpărăm produse alimentare din spații pe care, nu, care sunt improprii și pe care din experiența noastră proprie le știm că nu sunt cele care ar trebui să fie. Cel mai bun exemplu este nu cumpărăm ouă de pe marginea drumului, cu atât mai mult cu cât afară sunt 30 de grade și ele sunt în soare. Este firesc, noi ouăle acasă nu le ținem în soare, nu le ținem pe balcon, le ținem în frigider. Deci de acolo trebuie să le și cumpărăm. Este o mică măsură de precauție pe care noi personal trebuie să o luăm. O să-mi spuneți, bun, dar e foarte important și prin ce condiții de depozitare au trecut până atunci. Este adevărat, este foarte important și până când au fost expuse la comercializare, în ce condiții au fost depozitate. Însă măcar acest lucru este și în responsabilitatea noastră. Prima responsabilitate este a operatorului economic, iar noi cum constatăm asta, cu siguranță o sancționăm. Însă rolul nostru proactiv, dacă noi suntem informați ca și consumatori, vă spun, jumătate din treabă este făcută. Da, într-adevăr, ați observat de-a lungul timpului, nu știu, că se mai respectă sau din ce în ce mai mult se respectă aceste reguli? Da, aș spune că da. Adică condițiile de depozitare conștientizează mai... sunt conștientizate din ce în ce mai mult, inclusiv de către operatorii economici mai mici sau cei din mediul rural, să spunem. Inclusiv în mediul rural, la noi în județul Argeș au apărut magazine foarte bine dotate, foarte bine amenajate, cu tot ce înseamnă spații frigorifice amenajate, speciale, pe diferite tipuri de produse. Lucrurile astea sunt într-un evident progres, ceea ce este un lucru bun și oamenii, operatorii economici, înțeleg din ce în ce mai mult lucrul ăsta și îl și respectă din ce în ce mai mult. Însă, întotdeauna mai sunt și abateri, atunci când le constatăm, le și sancționăm, iar tuturor celor care ne privesc, fie că suntem consumatori și atunci trebuie să fim atenți, fie că reprezentăm operatori economici, să știe că noi suntem pe teren, mai ales în toată perioada care urmează, perioada de vară, și acordăm o atenție sporită acestui lucru. Condițiile de depozitare sunt foarte importante pentru consumatori în principal și pentru noi ca și organe de control în toată perioada care urmează, pentru că duc un grad sporit de risc și nimeni nu-și dorește evenimente neplăcute. Așa este, Doamne ferește. Haideți să le spunem puțin și de amenzii, până la urmă, celor care se uită la noi și celor care, nu știu... Amenziile, da, întotdeauna un rol... Da, corect, știți că... Da, forța coercitivă a legii. Se ține și de... Da, amenziile sunt foarte mari. Au și regim de 48 de ore. Unele, dacă ajungem la aprecierea că... ele pot consta într-o practică, amenziile pot merge de la, nu știu, 3.000, 5.000 până la 50.000. S-au mai mărit aceste amenzi în ultimii... Nu aș putea spune, în afară de o legislație privind practicile comerciale incorrecte, care a suferit o modificare referitoare la amenzi, unde amenda urcă până la 50.000 de lei și nu are acel regim de 48 de ore pe care îl găsim, de exemplu, și la circulație. Da? Corect. Avem și noi legislație care are regim de 48 de ore și de la situație la situație individualizăm abaterea și vedem dacă există o practică, dacă există, dacă apreciem că se poate vedea o intenție sau este doar o greșeală umană sau în funcție de impact, atunci aplicăm o sancțiune sau alta. Pot pleca de la 500 de lei în 48 de ore plătiți, 1000, 1500, 2000 în 48 de ore, pot ajunge până la 50.000. Pentru depozitarea necorespunzătoare pentru produselor? Pentru depozitarea necorespunzătoare, amenda pleacă de undeva de la 5.000. Mm-hmm. Da, deci să sperăm că nu este cazul. Să sperăm că nu este cazul. Cel mai bine este să nu fie cazul. Avem oricum de lucru asta, fără doar și poate, dar ne vom face timp și pentru așa ceva, cu siguranță. Pentru, nu știu, 30 de secunde, un sfat pentru toți cei care se uită la noi și care sunt consumatori. Același sfat ca întotdeauna, să fii atenți ce cumpără, întotdeauna, protecția cea mai mare și-o dă fiecare în parte, să fii atenți ce semnează, întotdeauna, mă refer acum la contracte, da. Toată lumea spune că, domne, da, știți, un contract are așa vreo 10-15 pagini și e foarte greu și eu vă spun în replică, măcar pagina aceea, că e una de regulă cu costurile, trebuie să o citim foarte atent. Da? Dar eu aș recomanda să fie citit tot contractul, pentru că acolo sunt niște condiții care vor guverna relația contractuală pe parcursul desfășurării ei, inclusiv rezilierea unui contract dacă ajungem în acea situație. Și în general să fie atenți pentru absolut orice. Și neapărat și să ni se adreseze cu încredere dacă consideră că e cazul, fie și măcar pentru un sfat. Da, corect, foarte bun. Și neapărat să citească acele instrucțiuni, ce scrie pe etichete, pe toate etichetele posibile. Da, este da. Foarte, foarte important, din punctul meu de vedere. Este important, da. Într-adevăr. Vă mulțumim mult pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm, bineînțeles. Mulțumesc mult! Vreme și
Da, vreme. Vremea va fi frumoasă, însă destul de răcoroasă dimineața. Temperatura maximă ajunge până la 22 de grade la amiază. Trebuie să mulțumim Florării altceva pentru frumosul buchet de aici, aranjament, și Florării Crizantema de Aur, bineînțeles, și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi. Și vă așteptăm și mâine, tot aici, la 7 fix, să ne bem cafeaua împreună. Da, asta vreau să zic și eu. Așadar, pa, pa, zi frumoasă să aveți, mâine 7 fix tot aici. Pa! Așa începe viața.